Lucrările extraordinare ale Congresului Partidului Național Liberal s-au încheiat. Vreau să le mulțumesc tuturor participanților pentru votul de încredere acordat. Nu este deloc un privilegiu să ocupe această funcție. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru tot ceea ce ne-am asumat să facem. Dincolo de ceea ce s-a spus pentru susținerea moțiunii, în acest moment vreau doar să precizez că mă bazez foarte mult pe ceea ce înseamnă coeziunea membrilor Partidului Național Liberal, pe tot ceea ce înseamnă spiritul și valorile despre care am făcut vorbire și cel mai mult mă bazez pe oamenii Partidului Național Liberal care vor fi alături de noi pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele asumate. Principalul obiectiv asumat este acela de a reda unitatea partidului, de a asigura stabilitatea lui și de a face tot ceea ce ne stă în putință să putem să dezvoltăm România. Să putem să facem o Românie puternică, așa cum ne dorim noi toți. Spuneam în sală la sfârșit, am întâlnit foarte mulți tineri, am întâlnit un tânăr chiar de 13 ani, pe care l-am întrebat de ce a venit. Și a zis că împărtășește valorile liberale. Chiar am fost cât se poate de plăcut surprins. Dacă ei vin și ne spun nouă acest mesaj, ne transmit acest mesaj, atunci datoria noastră este cu atât mai abitir îndreptată spre a le asigura lor viitorul, spre a le crea acel fundament pe care, într-adevăr, se poate să construiască mai bine decât am făcut-o noi. Am fost, de asemenea, impresionat de mesajul transmis de reprezentanții diasporei PNL și cred că există speranță atât pentru noi să se întoarcă acasă și pentru dumnealor. Deci vor găsi o Românie care este schimbată față de momentul când au ales să plece să-și caute o viață mai bună în alte țări. Ca atare, Partidul Național Liberal în acest moment, într-un echilibru stabil, va trece să se ocupe de problemele legate de guvernare. Guvernarea este cel mai important obiectiv al nostru. Autoritățile locale ale Partidului Național Liberal se vor întoarce și se vor concentra spre tot ceea ce înseamnă administrarea comunelor și orașelor, iar împreună cu societatea civilă vom face tot ceea ce ne stă în putință să putem să creștem absorpția fondurilor europene, să investim înțelept banii pe care i-am alocat pentru investiții, să asigurăm stabilitate economiei noastre într-o situație de criză generală și, nu în ultimul rând, să avem tot ceea ce înseamnă partea aceasta de solidaritate socială și să ne ocupăm de cetățenii vulnerabili. Mulțumindu-vă încă o dată, am încheiat intervenția mea. Vă rog. Domnule președinte al Partidului Național Liberal, vă întrebați pentru că ați fost ales președinte și ați vorbit în discursul de pe scenă și despre pregătirea viitoarelor alegeri. Veți fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale? Nu eu îmi exprim această
opinie, candidatul la prezidențiale din partea Partidului Național Liberal va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal. Nu are nicio legătură. Ultimii doi președinți PNL, cel puțin, au plecat în momentul în care nu au mai fost premier ai României. Vă referiți la înțelegerea care a existat la constituirea coaliției atunci când se rotește, se rotesc persoanele pe funcția de premier? În momentul de față, nu cred că se pune problema și nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile, pentru că am eu foarte multă treabă de făcut acum. Exact cum spuneam și în intervenția mea, susținerea moțiunii, România așteaptă de la noi să rezolvăm problemele care au o dinamică aparte și îi afectează. Deci sperați la un mandat de 4 ani, un mandat plin de președinte. Am văzut termene pentru mandate în administrație. În politică nu există termene. Bună ziua! Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Florin Câțu, a fost și el prezent pentru câteva zeci de minute în sală și în momentul în care a ajuns aici a făcut o declarație conform căreia spunea că nu va susține populismul și nu va susține acele măsuri care fac rău. În opinia dumneavoastră, făcea referire la acest pachet de măsuri pe care urmează să-l lansați, nu a fost de acord cu faptul că s-a făcut această alianță cu socialdemocrații, unde s-a greșit până acum. Și eu am spus același lucru, că nu susțin populismul și Grinceala, iar despre măsurile pe care le-am discutat ce urmează să le definitivăm în coaliția de mâine, nici nu capre vorba ca să fie populism, ci doar măsuri îndreptate pentru a asigura funcționarea economiei, a proteja locurile de muncă și a proteja cetățenii vulnerabili. Există un scenariu în care dumneavoastră să luați în calcul să faceți un pas în spate sau mergeți pe regula de război tot înainte, indiferent de situație? Dacă există un scenariu să fac un pas în spate, acum pot să-l fac de sens. În spate de la conducerea? Nu. Asupra dumneavoastră planează și suspiciuni de plagiat. În acest context, dacă Partidul General, de exemplu, va veni cu o decizie de plagiat, luați în calcul să faceți un pas în spate de la guvern și de la șefia PNL? Mai întâi de toate, nu am plagiat. Ne-am terminat teza între anii 1988-2001. Am susținut-o în anul 2020, în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatrul de operații, iar în momentul de față lăsăm instituțiile să-și prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care vom lua o decizie. Sigur, am onoarea și demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens. Demisia o luați în calcul dacă va veni o astfel de decizie nefavorabilă pentru în acel moment, voi lua decizia, exact cum v-am spus, în conformitate cu principiile mele de urmare și de guvern. Scorul Partidului Național Liberal acum în sondaj este de 22%. Vreau să vă întreb dacă credeți și când credeți că ați putea ajunge la scorul pe care l-au socialdemocrația acum de 31% sau chiar mai mult. Este prea devreme să discutăm de cifre în momentul de față. Avem nevoie de strategie, avem nevoie de analize și avem nevoie de organizare și rânduială politică astfel încât să ne putem propune un anumit scor la alegerile viitoare. Ce arată faptul că socialdemocrații sunt acum mai sus în sondaje? Nu am înțeles. Ce arată faptul că Nu am înțeles.
Spuneam că Florin Câțu chiar astăzi a postat o fotografie în care spunea cu plăcere un mesaj către Partidul Național Liberal pentru scorul pe care îl au liberalii în momentul de față. Cu toții am mulțumit pentru tot ceea ce a făcut bine pentru Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc! Ceva ai făcut acolo.